Fiți alături de Steaua în nou sezon, împreună suntem mai puternici. Echipa de fotbal Steaua București va debuta la mijlocul săptămânii viitoare în noul sezon al Ligii a doua. Managerul Bogdan Marinescu spune că formația pregătită de Daniel Oprița și Fani Nofitovici, care are 6 nume noi în lot, este pregătită pentru startul în campionat. Echipa este pregătită, am discutat și cu colectivul tehnic. Daniel mi-a zis că a făcut o pregătire foarte bună chiar aici la noi în bază și suntem pregătiți să începem cu dreptul. În condițiile în care echipa de fotbal nu poate promova în acest sezon, care este obiectivul? Obiectivul Stelei este unul măresc, bineînțeles, că istoria ne obligă și suporterii minunați ne obligă să avem un parcurs cât mai bun în campionat. Referitor la Cupa României, ce își propune Steaua? Steaua își propune, așa cum a declarat și președintele clubului, să o câștige. Ar trebui să fim realiști, ar fi minunat să o câștigăm. Atât pentru echipă, cât și pentru suporteri, dar ne propune să ajungem cât mai sus și în Cupa României. În acest nou sezon, echipa va fi îmbrăcată într-un echipament cu totul și cu totul special. Despre ce este vorba? Am reușit să batem palma cu Adidasul. Sper că din a doua etapă, cel mai probabil, vom îmbrăca echipament Adidas. Au pregătit cei de la Adidas o surpriză pentru noi. Vor fi și niște echipamente special pentru Steaua, făcute. Știu că există niște sponsori care au venit lângă echipa de fotbal. Deocamdată nu e nimic concretizat. Sunt discuții avansate, toate companiile cu care suntem în discuții sunt companii foarte mari. N-aș vrea să zic nici domeniile, că nu e fair play din partea noastră, dar sunt companii foarte mari. Steaua este foarte atractivă datorită parcursului foarte bun, datorită promovării, datorită acestui stadion minunat și, în ultimul rând, datorită suporterilor care fac parte din acest întreg. Cum merge vânzarea de abonamente pentru noul sezon? Vânzarea de abonamente a început, sper să se cumpere cât mai multe abonamente, cât și bilete. Steaua București va susține miercuri, 4 august, de la ora 20:30, primul meci în sezonul 2021-2022 a Ligii a doua, pe teren propriu, împotriva celor de la AFC Cixereda. S-a inaugurat stadionul cu meci amical, miercuri pe 4 august, în fața celor de la Cixereda, va fi primul joc oficial. E altă variantă în afară de victorie? Nu ne propunem decât victorii, este clar, suntem la Steaua și nu putem să uităm lucrul ăsta. Da, obiectivul pentru acest meci este victorie, ca pentru orice meci în care intrăm și în care jucătorii îmbracă tricoul Stelei. Ce le transmis suporterilor acum la început de drum? În primul rând le mulțumesc că sunt alături de echipă și au fost de la începutul acestui proiect. Au fost motorul emoțional al acestui proiect. Și îmi doresc să fie alături de noi și la bine și la greu.